Zani a ajuns la secția de poliție. Protejatul lui Alex Velea s-a fotografiat cu oamenii legii, m-au luat. Zani Dache Hubert Edmond, pe numele său real, și-a pus pe jar urmăritorii de pe Instagram asta pentru că protejatul lui Alex Velea a postat o fotografie în mediul online, chiar de la secția de poliție. Totodată, alături de imagine, artistul a lăsat și un mesaj, făcându-i astfel pe internaut să înțeleagă care este, de fapt, motivul pentru care a ajuns la poliție. A încălcat sau nu Zani legea? Aceasta este întrebarea acestă pe buzele tuturor. Asta după ce protejatul lui Alex Velea a postat o fotografie, chiar de la secția de poliție. De asemenea, în imagine apar și oamenii legii, lucru ce a pus și mai tare pe gânduri pe internauți, însă printr-un mesaj, artistul a lămurit, de fapt, toată situația. Protejatul lui Alex Velea a ajuns la secția de poliție și, profitând de moment, Zani nu a plecat de acolo până când nu a făcut și o fotografie. De asemenea, în imagine apar și trei polițiste, astfel încât situația a părut și mai serioasă. Cu toate acestea, artistul a lăsat un mesaj la postare, asta pentru a-i face pe urmăritor să înțeleagă care a fost, mai precis, motivul pentru care a făcut o vizită la secția de poliție. M-au luat pe sectie pât că am avut tupeu. Glumesc. N-am tupeu. Am doar cazierul fresh, a transmis Zani pe Instagram. De asemenea, reacțiile internauților nu au întârziat să apară, așa că fanii, la rândul lor, au lăsat câteva comentarii amuzante la postarea protejatului lui Alex Velea. Un minut cu tine și este de ajuns să înțeleg, ce cazier, de ce ne lipsește, atunci spor l-a învățat și, baftă, o posibilă cauza ar fi culoarea verde a parului. Era mai bine blond pentru ce ai nevoie de cazier judiciar, te angajezi, vin să te recuperezi, scoala de soferi, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor la postarea lui Zani. Zani s-a reîntors în orfelinatul unde a crescut. Ce a simțit artistul când a pășit în locul care i-a fost casa în bun? Zani Dache este o persoană pe cât se poate de sinceră, așa că artistul nu s-a dat niciodată înapoi din a povesti lucruri din copilăria sa, aceasta fiind una extrem de tristă, potrivit declarațiilor lui Zani. Tânărul artist a crescut într-un orfelinat de la vârsta de șase ani, iar de curând, acesta s-a reîntors în locul care i-a fost casa în bun și, în cadrul unui podcast pe YouTube, Zani le-a dezvăluit fanilor săi ce și sentimente l-au încercat când a trecut din nou pragul orfelinatului în care a crescut. Aici am crescut eu de la șase ani. Nu am mai fost aici de vreo 2-3 ani, deci o să fie o surpriză și pentru mine. Simt că nu am reglat conturile, simt că prea m-am rupt de locul ăsta, brusc, fără explicații, fără rămas bun, fără să rămân într-o relație bună cu oamenii ăștia. Viața m-a cam luat și m-a smuls și am fost obligat să mă concentrez pe alte chestii, dar acum că m-am mai relaxat, Casele sunt numerotate aici, cu un băiat care a crescut aici încă mai țin legătura, a declarat Zani.